Bine ați venit la Stax TV! Adică bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu o mașină tunată de asfalt, tunată și fulgerată. Adică începem sezonul anul ăsta, puțin mai târziu, dar îl începem cu seria episodelor de mașini modificate. Mașini modificate de asfalt, repet, că mai avem și o serie cu mașini modificate de off-road, așa că ne aflăm astăzi aici să vă prezentăm un Golf 3 GTI cu un motor de 2 litri, aspirat natural de aerul de afară și de filtru sport pe care îl deține mai mult ca sigur sub capotă, de 150 de cai, că mai există și o variantă de 115 sau 110, nu mai știu, dar mă corectați voi în comentarii. Aia pe care ați văzut-o la autocross cu care ne-am dat noi, știi? E aceeași variantă. Aia e de rallycross, asta este tuning, tată. Și o să încep eu pe scurt cu niște faruri modificate, spoilere, prelungiri, jante, ABT sau ABT, depinde, îmi spuneți voi cum se pronunță corect, chiar sunt curios să văd cum mi-arătați acolo în comentarii cum se pronunță corect, ABT sau ABT, jantele pe 17, oglinzi, sunt curios cine știe de unde sunt aceste oglinzi pe acest Golf 3, primește un sticker Stax de la mine, nu mai mult de 10, primele 10 răspunsuri corecte, pac! 10 sticăre, avem interior, avem suspensie, avem eleron, avem carboane, avem evacuare, avem stopuri, avem portbagaj de America, avem interior în portbagaj custom, avem lumini, avem geamuri, avem o grămadă de lucruri pe care o să le discutăm pe larg cu proprietarul. Nu înainte să vă spun o mică poveste că voi știți, dar fac acum la început totul, ca după aia să nu mai vorbesc absolut deloc, să-l las doar pe el să vă povestească. Grasu, piese Golf 3, așa este proprietarul mașinii la mine în telefon, care pe vremea când lucram la autocross și cumpăram piese din dezmembrări de la el, fără să-l cunosc, îl aveam în telefon trecut piese Golf 3 și la un moment dat m-a sunat Grasul meu, nu știu de ce, nu știu ce vroia, că nu i-am răspuns și vă dați seama că m-a luat Alexandra la întrebări. Cine este piese Golf 3? La tine în telefon, sună, sigur e o femeie. Sunt ferm convins că și voi ați pățit lucruri de genul ăsta, deci dacă aveți numere de telefon ale oamenilor fără să fie trecut numele, doar cu ce se ocupă ei acolo, modificați, că altfel e motiv de scandal cu soția, nevestele, iubitele, prietenele, amantele. Așa că am să-l invit alături de mine ca să vorbim mai pe larg pe bunul meu prieten cunoscut pe numele său de scenă, Grasu Piese Golf 3. Zi-mă, zi. Salut, salut! Prezintă-te tu cu nume și cont de Instagram și de Facebook și de TikTok. Eu cu Instagram și cu N-avem. TikTok și cu astea sunt mai de modă veche. Ok. Așa, pe Facebook este Bogi CBM, exact cum este numărul mașinii. Ok. Pe Instagram tot așa, Bogi CBM, deci da, n-am vrut să fie cine okay știe ce mare lucru. Iar pe TikTok și asta... Nu servim TikTok. Nu servim Bun. TikTok. N-am avut când TikTok. De cât timp ai mașina? Măi, mașina o am aproximativ de 6 ani. Anul ăsta face 7. Mulți înainte, o dau la școală. Da, o dau la școală. Intră la 7 ani, acum grupa pregătitoare. La grupa pregătitoare, da. Bun. Nu te mai întreb de istoric și de cât de mult ai dorit și de cât de mult ai muncit și de cât timp te chinui, că asta se subînțelege prin aspectul mașinii și prin piesele rare care se găsesc pe mașină. Așa că pentru toți cunoscătorii și fanii modelului, aș vrea să vorbim mai mult despre modificările făcute acestui exemplar și să începem cu partea frontală. Mai la partea frontală, capota stock. Capota stock originală Golf 3. Bun. Frumoasă. Mască ABT. Faruri ABT. Mamă, dar te încurci. Dar avem un problem la faruri. Când am fost la un eveniment, da, farul din dreapta a primit o ciobitură. Ok. Bineînțeles, problemă mare, piesele. Cum se le găsesc? Da. Ele la un moment dat erau încastrate aici cu, nu cu nichel, aveau plastic. Corect. În anii 90 se purta plasticul, corect, dar un plastic foarte, foarte subțire. În momentul când l-am dat jos, acel plastic
a dispărut. N-am mai avut, nimeni n-a pus să-mi facă nici 3D, nici nimic. Având Dacie în tinerețe, exista un moș la fiecare, da, care bătea, care făcea. Da. S-a dus o foaie de inox, s-au bătut la bere 2 săptămâni manual aceste inele. Mamă. Dar nevăzând... Dar s-a consumat și ceva bere, cred. A consumat, cred că vreo 2 lăzi de bere, dar nu mai contează. E de aia ieftine, Albahăr. Două lăzi nu. Dar nu mai contează. Să rezolve ideea, problema asta. Da, ideea este felul următor. A lucrat atât de bine încât mi-a zis în felul următor: Bobiță, eu vreau să-ți fac astea, tot așa, când avea vreo 2 beri la bord, eu vreau să-ți fac astea, dar nu știu cum. De eu ți le fac. Băi, moșule, zic, uite, trebuie, am eveniment, venea evenimentul de la All Star Stock, mai zic, băi, trebuie să-l fac neapărat, sau că nu, hai să văd cum comand, cum știu. Dar folie ți-ai pus după aia pe ele, nu ți-ai pus, nu? Na, m-a zis, vreau să-l uiesc hard. Deci nu pot altfel. Și moșul meu a început, i-am luat o foaie de inox și după vreo 2 săptămâni mă cheamă și zice, adum farul în sine, ochiul. Okay. Aduc ochiul și când am pus ochiul, zic, moșule, dar ce ai făcut, moșule, ai dormit nopții, ce? Bobiță, îți place? Da. Stale tale. Da, frumos. Și așa am obținut un ABT un pic mai special. Le-am văzut cromate și am zis, să nu mai zic, iar da, mă fac de râs dacă îl întreb, știi, bă, dar astea nu trebuia să le știi? Un pic mai special. Bara. Așa. Bara este de America, cu air intake-uri de America, air intake-urile de la Camei. Și aici n-avea suport de număr, n-avea, nu? Nu a existat niciodată suport de număr, că toată lumea zice, domne, ești arogan că mergi fără număr. Dar mașina, deci bara, nu a existat la America suport, era opțional. Păi americani vorba. La american totul este opțiune. Ok. Avem air intake-uri tot de America, da. Deci în cauză, bara fiind mult mai lată și mai bombată, toate sunt cu 1-2 cm mai mari. Ok. Deci nu există ca bara de Europa. Avem odată semnalele de America specifice, dacă nu le ai, îți rămâne aici întotdeauna un luft pe interior. Okay. Avem riggerul, prelungirea rigger sub bară și avem sub el, că mi se spune la evenimente că merg cu dublu lip. Da, este tot de la rigger DTM, este ediție DTM care se lipește foarte bine de el pe dedesubt de fabrică, deci este totul de fabrică. Da. Ok. Bun. Avem partea frontală. Partea frontală. Să mergem pe lateral. Bara de America specifică. Bara cu side markere, dar side markere tot așa albe, ca să potrivească cu tonalitatea mașinii, cu stopurile albe, cu semnale albe, totul alb. Se ridică capota de aici? Da, se poate. Să vedem și la motor. Țac! 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 Pac! Amortizoare, cromate, amortizoare, tuning. Totul anii 2000. Totul anii 2000. Bun, anul corect. 2000. Avem aici un motor, un 2016 valve, refăcut total. Nu, 2016 valve. Aspiration. Nu. Codul de motor, așa zic că ABF. Ăștia care au 150 de cai. Deci nu am Adi sau 2E sau... Eu am ABF, original, axele originale de ABF, nu cu chiuloasă de caier. Am un african care dacă mă prinde combul la el, mă deci omoară. Motorul este motorul, un 2016 valve original, refăcut în parametrii lui. De către Nico Di Folco. Ok. Asta vreau să... Da. Așa. Tot ce s-a putut pune nou, s-a pus nou, începând de la bobine noi până la ultimul șurubel. Pus nou, mai acum 3 zile am schimbat și alternatorul, am pus unul de B6 de 180 de amperi pentru muzică. Mașina este cât se poate de originală. Am vrut totul OEM original, să meargă în parametrii de fabrică. N-ai probleme la ITP. N-am probleme la ITP, nu e problemă. Este la Noxe, nu există probleme de acest gen. Chiar tot original aici, îmi place să vedem mâna africanului. Avem inclusiv, da, avem inclusiv suportul de tras de la bujii. Da, mi se pare normal și frumos. Nu văd nici bară între amortizoare, adică nu. Atât de clean. Am vrut să fie foarte curat, totul când deschizi vreau să reamintească. Mie, eu mi-a plăcut foarte mult în 2007-2008, când toată lumea își dorea o mașină, bineînțeles, am avut Daci, prima mea mașină, o dăcioară. Da. Pe vremea aia exista Wörterse. Yeah. Și exista YouTube-ul. A fost generația care am prins YouTube-ul netul la început, și YouTube-ul zic. La început cu VGA, cu 1080, cu chestii de genul ăsta. Și într-o seară mă tot uitam și dau de acest Wörterse. Și tot văd Golf 3, Golf foarte frumoase, mașini foarte frumoase pe vremea aia. Eu, rulând cu Dacie, am zis, vreau neapărat și eu în viața asta să am un Golf 3 Cabrio. Asta îmi doreai tu, Cabrio. Asta îmi doream, un Golf 3 Cabrio sau la vremea nu știam de Golf 4, 3 jumate, mă rog. Da. După undeva la 3 ani de zile, dau peste acest Golf. Normal, nimic aberant, cu farul de Golf 4, cum venise el.
pe vremea aia, acum 6 ani, exista acea taxă. Taxa de primă matriculare. Care depășea de mai multe ori, depășea mai mult de mai multe ori valoarea mașinii. Și găsesc mașina asta unde? La 3 la OMV la Lizeanu. Găsesc mașina. Domne, o vând, nu știu ce, vreau 1000 de euro pe ea. Bun preț. Și am zis, păi dene, e 1800 numai taxa. Da, am nevoie de bani, nu știu ce. Am luat mașina. Mașina fiind 16 valve originală. Mașina fiind 16 valve, totul ca la carte. Bun. A urmat pe urmă, hai să-i pun o suspensie. Ușor. Hai că, da, hai că nu prea-mi plac jantele, hai că, nu așa. Într-un final am zis, hai că o decopertez și o fac prima e culoare, 28W de la Mazda. Acel negru cu roșu. Siralicul pe vremea aia, când a apărut Siralicul la noi în România. După aia am ținut-o, cred că vreo 3 ani în configurația aia, dar o mașină destul de normală atunci, cu buză de VR6, nu, nimic aberant. Era aproape stoc. Era aproape stoc. Până când am zis, gata, vreau să o desfac pe toată, să o fac de la zero, din șurub în șurub. Vreau să o fac din șurub în șurub. Și am început și a durat în pandemie aproape 2 ani de zile. 2 ani de pandemie, cum ar veni? 2 ani de pandemie, ai zis, băi, dacă tot e pandemie, hai să facem, hai să facem treabă. Deci a fost și pandemia bună la ceva. Ai și mașini frumoase. Zim de jantele astea. Jantele sunt model ABT, tot așa, anii 90. Da. Ce este foarte de zis mai pe scurt, da, nu a fost desfăcută niciodată. Asta este starea lor originală, este ștanțat pe spatele lor, 94. Vreau să te întreb, da, cum sunt cromate așa? Vibropolis, de fabrică, din 94, niciodată desfăcute șurubule, cu valva specifică de îngropată, BBS, da, îngropată, care trebuie un adaptor special, la ea, ca să, da, să nu poți să-ți faci, da, că vreun prieten, vreo glumiță, vreo glumiță de aia așa frumoasă. Avem frânele 288, momentan, aștept să pun un 312 pe ea, cu suspensie, niște baby Brembo, da, cum să spun. Suspensia este MTS cu arcuri HNR, nou-nouță, deci mie mi s-a părut raport calitate-preț foarte bun. Decât să-mi iau un tăiat tehnic, să-i rufi sau tu toate. Tu fost foarte mulțumit de eu am fost foarte mulțumit de această suspensie și am pus-o nouă. Da, vestitele oglinzi. Este o poveste foarte frumoasă cu oglinzile astea. Mi le-am dorit foarte mulți ani, aceste oglinzi, foarte mulți ani. Să la noi în România. Sunt, să nu spui producătorul oglinzilor, pentru că la început nu am spunem, zis că nu primii spunem. 10 care ghicesc primesc stickers. Le mai pot da un indiciu, au fost făcute undeva la 1000 de bucăți. Doar mașinile. 1000 de bucăți. Doar 1000 de bucăți. Ok. 1000 de bucăți de hatchback sau 4 uși și 1000 de bucăți de cabrio. Cabrio având altă formă la prindere. Okay. Deci atenție. Și alt unghi față de prindere. O să vă uitați, puteți căutați pe eBay. Bun. Oglinzile pe partea laterală aici, pe partea laterală. Bandouri sunt avem, în stoc? Avem, sau? Nu, avem, avem un prag, prag Vortex. Ok. Deci Vortex. Avem specific GTI-ului 16 valve aniversar. Inscripțiile cu roșu. Altfel n-ar fi fost. 2008 valvele era cu crom. Ok. Avea cromat. Ok. GTI-ul cu roșu înseamnă 16 valve aniversar, că cel 250 de cai. Asta îți dădea ideea că, băi, ăla e 250. Ai mare grijă. Ai mare grijă că e cu roșu. Pra, astea bandurile late ale mașinii. Să vorbim de partea din spate, care este modificată, o luăm de unde vrei tu, de sus în jos sau de jos? De sus în jos, de cum sus este jos. Normal. Bun. Avem un eleron de America. Okay. În ce sens de America? Este cu stopul integrat. Este Hella, a venit odată cu haionul, de specificat când o să deschidem, este cu perforat, prinderea este perforată prin lunetă, specific da, GTI-ului. Da, 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 este da, o problemă și a scutat lumea, stă și le lipește și zice, domnule, de ce nu cade cum trebuie? La trebuie lunetă de GTI. Trebuie lunetă obligată de GTI. Da, avem aplicat peste el un hidrotransfer, okay, de carbon, hai să fie un pic mai diferit. Avem un eleron, că mi-a plăcut de, eleron. Da, mid-wing-ul, cum s-ar spune în termenii da, tunerilor, mid-wing de la ABT. Deci mi-a de tot de la ABT. I-a dat un spate și a dat ceva. A fost ceva mai, da, n-a fost teacuru. Da, da, da. A fost mai sportiv i-a un pic. Un aer așa frumos. Un aer mai elegant, da, mai mașină elegantă. Bun. Avem niște stopuri jumătăți, să numesc la noi în România, marele jumătăți, care cum tot așa, jumătăți, adică jumate alb, jumate roșu. La noi, pe vremea noastră, știi cum se numea asta? Bandă albă, bandă roșie. Da, bandă albă, bandă roșie, că am avut Dacia
Și știu. Termenii asta, românești. Da, de asta spuneam, sunt foarte mulți oameni care se uită la noi pe canal de 4 ani de zile și nu înțeleg niște termenii, niște chestii, mamă ce țăran e ăla, mamă ce știu. Dar nu, sunt termeni specifici pe care îi foloseam noi. Gen, ți-ai făcut stopurile cu spray-ul la bordură. Da, cu spray-ul roșu, frumos. Nu știu, ai banda albă, ce stopuri ți-ai luat? Banda albă, banda roșie, a, marfă, crystal clear, mamă, bombă, ce stopuri ți-ai luat? Lexus style. Oribil, nasol, nu știu ce, deci... NFS, dar, NFS. Da, erau multe, multe. Bun, să ne întoarcem la oile noastre. Haionul de original de America, cu sigla de 16 varve, tot așa un pic mai rară, fiind lucioasă și neagră de fabrică. Okay. Codul original de 16 varve, iar un detaliu un pic mai rar, care multe lume îl trece cu vedea sau îl dă cu spray. Nu, dar mulți nu știu, e, mulți dar, știu, dar nu se găsesc. Nu se găsesc. Scurt, nu se găsesc piesele. Foarte greu. Mi-a trebuit undeva la 5 ani de zile să găsesc piesele pentru mașină. Adică și am găsit unele, ce să mint, am găsit unele la preț de pufuleți și am găsit unele la preț de mașini. Ce pot eu să vă sfătuiesc acum în anii noștri, în zilele încă noastre, se mai găseau. Când internetul este la îndemâna oricui și platformele de socializare sunt destul de accesibile, este, vă sfătuiesc următorul lucru. Dacă aveți o mașină de Europa și vreți să o faceți de America, găsiți-vă un american care are aceeași mașină și face schimb de piese că aia își doresc de Europa și de America. Și plătiți jumate transportul. Bun. Haionul cu suport de număr specific are plasticul ăsta aici. Frumos, adică, da. E... Mulți ar spune, domnule, pot să-mi fac și eu haion de America. Da, din fibră. Că fac din fibră sau fac din tavă, da. Și pun... Pe vremea mea se purta foarte tare să nu mai ai număr aici pe haion. Da, se punea în bară. Punea aici tablă, suda, chituia, nu știu ce, făcea haionul clean și numărul se muta în bară. Că asta era moda pe vremea respectivă. Bun, avem bara în spate care tipic este... tot de America, care de tot America, așa, okay. Un pic mai lată, mai bombată. Da. Și jos avem tot o prelungire de Votex. Aceasta de Europa, adaptată pentru America, deoarece Votex-ul niciodată n-a făcut pentru bările de America, prelungire sau ceva. Asta e tot așa, am vrut să fie ceva mai altfel. Okay. Să fie o bară de America ca toate bările de America. Avem o evacuare cap-coadă făcută la noi în România, aici pe voluntari. Așa, okay. Făcută la băieții acolo. Adică n-am o problemă. Așa. Nu mă deranjează. Foarte mulțumit de ea, n-am o probleme cu ea. Intră, ies cât de cât, că nici la o mașină nouă nu ies. Noxele, se vede după tobe, că nu mănâncă gen. E o mașină veche, până la urmă. Da. N-am ce să-i cer. Hai să vedem la porbagajos. Porbagajos. Ce avem aici, lișea. Bun. Avem un porbagaj, ce să vă spun, cu toate plastice posibile care le-am băgat în Alcantara. Ok. Mai mult, sincer, am făcut și pentru că fiind plasticele un pic mai vechi, na, era greu, apare era o zgârietură, apare o chestie. Da. Echipa proprietari au făcut mașinile astea, au fost mașini de muncă, să oamenii și au fost practice. Da, cu care... Au fost mașini foarte practice și foarte apreciate. Am băgat în Alcantara, iar jos avem un setup trunk clean. N-am vrut ceva ieșit din comun, pentru că este o mașină destul de veche. Fiind o mașină veche, n-am putut să fac nici ceva... absurd. Okay. Am vrut o roată de rezervă, da, să fie și funcțională. Am vrut un subwoofer pe lateral în stânga. De ce? Adică aici. Vechiul lui sistem de fabrică Nokia, care veneau ele de fabrică, aveau subwooferul pe stânga. Avea un subwoofer mic, mă rog, pentru o mașină normală, nu mașină de show sau chestii de genul ăsta. Da. Au trebuit modificați acești prinderile astea laterale care trebuiau mai lățite, trebuiau mai... Aici am făcut un compartiment, un compartiment unde să țin lucrurile, să fie trusa și toate astea, fiind tot în regulă. Ca la mașină noi, dar să nu se vadă, să fie și în regulă. Da. Așa, dedesubt, sub DB Shop, avem tot ce se poate pune, gen pentru muzică, amplificatoare, astea, condensatoare, fire, tot felul de nebunii, tot. Filtre, ca în anii 2000, corect, și avem și două ce? Ventilatoare. Alea ventilatoare acolo? Da, alea ventilatoare. Okay. Toată lumea, de ce fugurile alea? Dom'le, nu se răcea, fiind totul ascuns. Eu am crezut că suportă pahare. Tu stă ăla în spate aici, da, pahare, și pahare frumos acolo, n-are nicio treabă. Frumos. Ce vreau să te întreb? Ai luat pe cineva acolo în spate vreodată? Nu. Dar o să iei? Posibil. 100%. Adică, credeam că zice, nu, domnule, nu se urcă nimeni niciodată acolo. Nu, nu există, nu există. Nu există. Nu există, asta e. N-am ce să fac. Poți să spui roll cage.
Și mai scapi de problemele astea, știi? Am zis că o să-i pun și un roll cage. Vedem, nu știu ce să zic. Ăla nu e complicat. Comanzi, plătești, dai cu cardul jap. Dai cu cardul jap, ai pus, ai montat. Montezi, montezi, transpiri, e simplu. Adică și nu pomă e... nu mai ai motiv, că n-am cum să te bag în zăbrele. Da, n-am. Ei vor și așa. Noi că mă bag eu acolo, nu e problemă. Te totochezi acolo, strang. Hai să vedem și interiorul, să vorbim și de interior. Iată-ne la interior, sau iată-mă pe mine. La interior avem, da, avem scaunele specifice Recaro 2, dar retapizate cu alcantara și cu piele, deoarece să potrivească cu restul interiorului. Cum nu ai scris Recaro pe scaune? Am zis că nu mai este original. O dată a fost original. O singură dată a fost original. Așa, ok, bun. Băcate, acum nu mai este original, nu este făcut un pic ceva mai custom și am zis că nu mai... Bun, oricum, trebuie să scrii graf. Grasul XXL. Grasul XXL acolo. Da, avem un board, Bubble Dash se numește, după 3 și jumătate, după Cabrio. Ok. Bubble Dash-ul care multă lume... Rezistă mai mult la soare. Rezistă și mai mult la soare și este mult mai nou. Și automat fiind mult mai nou, îl găsești mult mai... Într-o stare mult mai bună. Mult mai avansată... Da, da, înțeleg. Să fie cum trebuie. Bun. Avem un torpedo. Torpedo modificat cumva, nu? Nu, torpedo torpedo este la fel. Cel de Golf 3 cu aer condiționat, că-s două modele cu aer fără aer. Bravo, că e unul mai... Are sus aici, nu? Are acolo sus și din... Eu n-am avut mai... aer, frate, de unde? Mai, da, bogăție. Asta e bogăție, climă, dar nu avem aer, avem climatronic, climatronic, adică nu așa. Da, digital. Da. Da, avem un climatronic, avem scaune încălzite, avem nuca specifică de GTI. În rest, totul cât se poate de curat. Am căutat un castofon să fie cât mai spre original, spre original, să nu iasă bling, bling, cum sunt toate chestiile. Da. Am scaunele încălzite aici, frumos. Frumos. Avem aici trimurile un pic vopsite într-un piano black, cum se spune, să-i dea o tonalitate așa de modernitate. Da. Cum se zice? Vestitul buzit, buzit, buzit. Frate, dacă pleci și lași farurile. Buzitul nu există, trebuie să meargă. Am căutat, are și parking. Avem și parking, are buzie. Avem vestitul volan de BBS, da. Triwall Spoke, da. Așa, care tot așa, l-am căutat foarte mulți ani, foarte mulți ani. Într-un final l-am găsit la niște prieteni. Câți bani ai dat pe el oare? Destul. Este 300 de euro. Mai este mult? Destul. Este destul. În păcate este destul. Acest volănaș este destul. Din ce cauză? A avut și acest butucel foarte frumos, tot al lui original. Și avem claxonul, claxonul lui. Nu mi-am mers niciodată. Care m-a închinit foarte mult să-l am o problemă, niciodată. Trebuie să meargă claxon. Volan sport, nu merge claxon. Adică de nu, la mine știu, ți-ai pus volan, nu merge claxon. Ah, nu trebuie să discutăm de treburile astea. Bun, văd că ai și suport de avem pahare aici. Avem suportul de pahare de America care specific. Nu l-am văzut. Avem coloana acum de direcție reglabilă. Bun. Cum era, na, da, erau cum toate opțiunile. Avem opțiune trapa care electrică, care este de fabrică. Da, de grosan. Cum e spun unii, până unele părți ale țării, turelă. Da, dacă turelă, turelă, tank, da, da, aici turelă, e normal. Da, nu există tank fără turelă. Da, văd fața de ușă care fața este, de ușă este normală, că așa vine de piele partea de VR6, că au mai fost cele de color concept care nu aveau aceste pernițe. Okay. Erau cele de color concept, erau drepte aici. Erau drept, cum erau aici, erau și aici. Doar VR6-le venea așa. Doar VR6-le venea cu aceste pernițe distinctive. Okay. Am aplicat pe el un set de boxe, dar atenție, dedesubt, în orice moment, dacă vreau să revin la originalitate, pot, este prins, s-a lucrat lucru foarte mult pe prinderile originale ale vechiului. Da, asta buzunar e un lucru extraordinar. Deci dacă eu mă plictisesc doresc și vreau mașina să fac original, am dat astea jos, au rămas originale. Din ce cauză? Nu se mai găsesc fețele de uși, iarăși în aceea stare, cât de cât, zic 90% bună. Da, asta e un, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru pe care îl poți face, dacă îți poți modifica mașina în așa fel încât să revii, să poți reveni la normal ușor, este parfum. Da, este și să nu, strici lucrurile originale ale mașinii. Nu zâmbi de strici, că nu mai le găsești. Treaba e că odată cu vârsta se întâmplă lucrurile astea. La 20 de ani vă garantez eu că nu vă mai gândeați nici o secundă. Adică vă spun cum eram eu la 20 de ani. Flexul. Nu contează bossul, le pune acolo. Păi stai că se strică, că nu, nu se mai... Nu, taie, fă, drege. De la 30-40 de ani încolo zici, bă, stai așa că nu pot să-mi bag joc, poate cine știe, poate mă răzgândesc, poate vreau să revin, poate vreau să mă succes. Da, da, da. E bine să nu faceți lucruri care n-au... Să le faceți ușor cu timpul, că nu poți să le realizezi. Cât consumă mașina asta, că o să ne întrebe oamenii. Cât consumă mașina asta? Păi vă spun eu. Da. Eu nu. În București, cu clima pornită, sub 14
Nu, okay. Nu vrea. Aici pe mers normal, nu alergată, mers, faci haos. Mers, alergat, scrie acolo pe MFA-ul 99,9. Atâta poate. Atâta poate, atâta știe. Bun. N-are nicio... Mașina vă care 279.603 sau ce țin bordul. Bordul are, este, bordul. Da, este bordul, okay. Iarăși, bordul specific de GTI 16 valve aniversal. Din ce cauză? Este cu alb. Da. Serigrafia este cu alb. Am cu 240. Nu, nu. Nu, așa e. Așa, nu, da, okay. Da, i-am pus și niște inele, mă rog. Da, merge 240 mașina. Tehnic vorbind, merge 210. Tehnic? Atât tehnic. Nu, deci cât este... Eu. Cât? Spun eu că merge 240. Știu povestea, știu povestea. Am mers, și eu 240, dar... Cum ce română? Mai avea un pic de pedală. Nu, da, e mai mult decât suficient. Nu există, este foarte suficient. Trage tare mașina asta, ți-am scos asta de aici, că m-am jucat cu ea. N-are mica, e de fiele, așa este, este interiorul. Da. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să ne prezinți mașina, să ne plimbăm cu ea, să o vedem, să o filmăm, să o nu știu ce. Vă mulțumesc și vouă că v-ați făcut timp să aflați lucruri noi despre Volkswagen Golf 3 GTI 2.0 150 de cai, cum am aflat și eu odată cu acest episod. Share, like și subscribe, băieții mei, dacă vreți să fiți mai informați și mai deștepți și mai frumoși.